Cum? Dar chiar mă, Givi, cum era voi cu turcii ăștia? S-au plătit vineri banii către Balcanii. Da. Care erau necesari pentru a debloca transferurile. Și acum astăzi se așteaptă hârtie de la Balcanii ca să o trimită clubul la UEFA să se poată înregistra cei 5 jucători noi care au venit. Mai cu problemele, Richita. Doamne, bănele, zici că suntem blestemați. Din sare mergem la meci, la 21:30. Da. Merge, vine Budescu. Da, da, da. Deci au bani sau nu au bani turcii, Vivi? Ei, turcii n-au preluat clubul. Uh-huh. Ce știu eu de la Plești, turcii n-au preluat clubul. Cum adică turcii n-au preluat clubul? Că nu pentru nici cum să prea, este un ONG. Acest Petrolul 52 este un ONG. Dar din discuții, turcii au spus că o să vină cu o sumă de bani, se pare 1.900.000 de euro, care să ajută managementul clubului. Și au adus antrenor pe Mehmet Topal, neavând licență, au adus un bosniac cu licență pro. Jucători noi, eu așteptam mai mult, m-am și bucurat când am văzut că vine Mehmet Topal, mă așteptam să vină și ceva jucători tineri din Turcia, după la Galata, după la Fenerbahce, după la Beşiktaş, că Mehmet Topal 81 de selecție la echipa, a jucat și pe la Valencia, pe unde a jucat. Dar problema la noi sunt financiare. Se pare că s-a plătit și un salariu vineri. Mm-hmm. Da. Vineri din cele trei care erau restante. Privim cu încredere, pentru că altceva nu avem ce face. Marian Copilu s-a retras. Mm-hmm. Nu mai este în acționariatul, nu mai este în membru Consiliului de Administrație, pentru că fiind ONG nu mai ai acționariat. Și îi așteptăm pe acei turci care au spus că vin cu bani, care vin cu management, care vin cu tot și nu prea îi vedem. Dar bine că s-au plătit banii vineri, s-au deblocat transferurile, începe... Deci cât s-a dat un salariu? S-a dat un salariu din trei. Am înțeles că erau trei restante, mai sunt două, dar în fotbal românesc două salarii restante e ca și cum ești la zi.